Dintre toți bărbații din lume, tocmai la Alex Iova te-ai oprit? Fostul meu? De ce râzi? Silvia, tu iar ai dormit prost? Nu te lasă copilul să dormi? Ce-ai? Spune mai bine, de când te-ai cuplat cu el? De când eram eu cu el împreună? Mai încet. Ți-ai bătut joc de mine așa cum îți bați de Tudor joc acum? Am zis mai încet. Mai bine spui adevărul dacă nu cumva vrei să urlu mai tare, să audă toată casa. Calmează-te! Calmează-te! Cine și ce ți-a zis? Deci nu negi. Doamne, prost am fost! Și tu o nemernică! Ai grijă cum vorbești. Alex nu te-a înșelat cu mine. Îți jur. Mihai mi-a arătat un filmuleț cu voi doi în piscină. Bineînțeles că nu se vede mare lucru. Dar te-am recunoscut instant. Pot să explic. Ce să explici? Că m-ai trădat pe mine? Că l-ai trădat pe Tudor? Tu nu-ți dai seama ce ai făcut? Nu-ți dai seama ce ai făcut? Practic, Alex este fiul lui Tudor. Fără să mai menționez că e un om de nimic. Alex nu e așa cum zici tu. Ai ajuns să-i crezi balivernele. Alex e un mincinos. El nu e în stare să iubească. Legi? Nu o să te pună niciodată pe primul loc. Bine, bine, poate că așa Silvia, este. Silvia, ce faci? Nu știam că vii. Da, nici eu nu știam că o să vin. Da, avem o treabă cu Roxana. Mă bucur tare mult să te văd. Și eu. Minunea? Ce face Minunea? Foarte bine.